Bună ziua, dragilor! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Pentru că ne place în mod deosebit mămăliguța, eu sunt chiar fan înfocat, în weekend am preparat o delicioasă rețetă de bulls cu brânză de oaie, ouă și cârnați la cuptor. Chiar dacă este un preparat destul de caloric, merită să ne răsfățăm din când în când și cu el. Se face ușor și are un gust fantastic. Eu am musafiri, așa că voi pregăti 6 porții generoase, dar puteți adapta pentru nevoile voastre. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Ne sunt necesare, pentru o mămăliguță moale, 1 litru și jumătate de apă, 350 de grame de mălai grisat din comerț, proporția este deci 4:1, și o jumătate de linguriță de sare. Ne mai trebuie 200 de grame de brânză de oaie, poate fi de burduf, telemea sau caș dat pe răzătoare, cum am eu aici. 3 cârnați groși, proaspeți, 200 de grame de kaiser sau costiță ușor afumată, 6 ouă, 50 de grame de unt și 100 de grame de cașcaval. Întâi punem de mămăliguță. Punem pe foc o cratiță cu apa, cei 1,5 litri. Până fierbe apa, tăiem kaiserul, întâi în două pe lungime, apoi în fâșii subțiri. Cârnații îi vom prăji întregi, așa că doar îi desprindem unii de alții. Punem o tigaie la încins pe aragaz, lângă mămăliguță și adăugăm kaiserul la prăjit, la foc mediu. Între timp, apa pentru mămăligă clocotește, așa că îi adăugăm sarea și mălaiul treptat, în timp ce amestecăm cu untel. După ce am pus mălaiul, dăm focul la mic și acoperim cu un capac ca să nu stropească în jur. O lăsăm să fiarbă pentru 10 minute, amestecând când și când în ea. Amestecăm și în kaiser pentru a se prăji toate bucățile uniform. Facem loc și cârnaților. Mămăliga s-a îngroșat și nu mai stropește, așa că folosim capacul la prăjeală, tot pentru a nu sări în jur. Amestecăm pe rând în ambele până sunt gata. Când cârnații sunt prăjiți, îi putem tăia cu ușurință în rondele. Și gata prima parte de pregătire. Acum trecem la asamblare. Dăm drumul la cuptor și îl fixăm la 180 de grade. Aducem o tavă de mărime medie. Tava mea, Ena, are dimensiunile de 20x30 cm. Întâi ungem tava cu untul moale. Apoi turnăm mămăliga moale și o întindem cât mai uniform. Peste mămăligă punem toată brânza de oaie, fie că este de burduf, telemea sau caș dat pe răzătoare, ce avem în casă sau ce ne place mai mult. Peste brânză adăugăm kaiserul și cârnații prăjiți și le întindem pe toată suprafața. Deasupra adăugăm cașcavalul dat pe răzătoare.
Și la final punem cu grijă și cele 6 ouă. Eu m-am grăbit puțin și n-am făcut cu lingura căușe, adică mici adâncituri, pentru a poziționa perfect ouăle. Dar oricum va ieși delicios. Acum băgăm tava la cuptor pentru 15-20 de minute la 180 de grade Celsius. Și gata! Doamne, ce bine miroase! Putem trece deja la masă. Cel mai bun este așa fierbinte. Mie așa îmi place cel mai mult. Îmi lasă gura apă. Nu mai pot, trebuie măcar să gust puțin. Doamne, e genial! Dacă n-ați preparat până acum, vă provoc să o faceți măcar o dată. Deci, spor la treabă și poftă bună, dragilor! Vă pupă, Claudia!